În anii 1940 și 50, rapoartele despre farfuriile zburătoare au devenit un fenomen cultural american. Observarea unor obiecte ciudate în cer a devenit materialul brut pentru Hollywood pentru a prezenta viziuni despre mărețiile potențiale și amenințările. Conectate la idei continue despre viața de pe Lună, canalele de pe Marte și idei civilizații marțiene, farfuriile zburătoare au început să reprezinte speranțele și temerile lumii moderne. Și asta ne face să punem cea mai importantă întrebare: sunt acești presupuși vizitatori din alte lumi pașnici și binevoitori sau ar ataca și ar distruge umanitatea? Dacă OZN-urile ar vizita lumea noastră, unde erau acești extratereștri? Ar putea fi ascunși printre noi? În videoclipul nostru anterior am arătat cum oamenii de știință sunt uimiți de găurile ciudate din ocean, sugerând tehnologie extraterestră. Ar putea fi ascunși în apele noastre? Oamenii de știință și astronomii exprimă grade varietate de entuziasm pentru posibilitatea existenței vieții inteligente în univers. De fapt, NASA s-a alăturat oficial căutării extraterestrilor și OZN-urilor. Bine ați venit la canalul nostru, unde punem întrebările care descifrează secretele universului. În luna iunie, guvernul american a publicat un raport mult așteptat despre OZN-uri. Deși raportul nu a recunoscut, așa cum speraseră mulți, existența micilor bărbați verzi, a dezvăluit că numai că obiecte apăreau în cerurile noastre, dar unele reprezintă clar o problemă de siguranță în zbor și ar putea constitui o provocare pentru securitatea națională a SUA. Pentagonul a dezvăluit că a luat OZN-urile atât de în serios, încât în 2007 a înființat discret programul de identificare a amenințărilor aeronautice avansate, care a început să adune date despre fenomenele aeriene inexplicabile de atunci. Și după cum puteți observa, subiectul întâlnirilor cu extratereștri rămâne sensibil chiar și astăzi. De-a lungul anilor, diverse persoane au pretins că au văzut obiecte zburătoare misterioase și neidentificate. Unii au spus că arată ca o lună nouă mică, alții ca o minge strălucitoare roșie, foarte mare. Mulți l-au descris ca pe un ou gigantic care plutea lent, în timp ce alții au proclamat că este un disc misterios, fără zgomot. Și astăzi vă prezentăm cele 7 cele mai misterioase, dar adevărate observații că OZN-urile din întreaga lume există. Campusul Colegiului Tennessee, 1853. Pe măsură ce ziua se deschidea pe 1 iunie 1853, studenții de la Colegiul Burick din Tennessee au observat două obiecte luminoase și neobișnuite la nord de soarele răsărind. Unul arată ca o lună nouă mică, în timp ce celălalt arată ca o stea mare. Primul a început să se micșoreze lent, până când nu a mai fost vizibil, dar cel de-al doilea a crescut și a format o formă globulară. Profesorul A.C. Carnes, care i-a intervievat pe studenți și a raportat observația lor pentru Scientific American, a scris: primul a devenit apoi din nou vizibil și a crescut rapid în dimensiune, în timp ce celălalt s-a micșorat, iar în cele două puncte au continuat să se schimbe timp de aproximativ jumătate de oră. Era vânt destul de puternic la vremea aceea, iar norii pufoși au trecut, arătând că lumina era confinată într-un singur loc. Wilmington, Delaware, 1860. Pe 13 iulie 1860, o lumină albastră palidă a cuprins orașul Wilmington, Delaware. Rezidenții care priveau în sus, în cerul de seară, au fost surprinși să vadă sursa acesteia. Un obiect de 200 de metri lungime, care se deplasa pe un curs nivelat la 30 de metri deasupra. Și nu este tot, era o urmă în spatele său, la intervale de 30 de metri, care însoțea trei mingi foarte roșii și strălucitoare, și o a patra care s-a alăturat brusc celorlalte trei, după ce a ieșit din spatele obiectului principal, care scotea scântei pe modul unei rachete. Texas, 1897. Pe 17 aprilie 1897, rezidenții din Aurora, un mic oraș din Texas, au văzut un aparat zburător de vreme în dimineață. Se părea că a apărut din neant, a făcut zgomote puternice și apoi a aterizat pe o moară de vânt. OZN-ul se spune că a lovit o moară de vânt de proprietatea unui judecător, pe nume G.S. Proctor. Deșeurile accidentului s-au întins pe câteva acri, iar corpul pilotului, care era grav desfigurat, cu siguranță nu părea a fi un locuitor al acestei planete. Hopewell Junction, New York, 1983. În miezul nopții, rezidenții au auzit un sunet de bâzâit. În câteva momente a devenit clar pentru toți că deasupra lor plutea ceva care semăna cu un disc uriaș. Au raportat că avea o înălțime echivalentă ca aproximativ 16 case și că a acoperit literalmente Jefferson Park. Desigur, fiind întuneric, era dificil să-i distingem caracteristicile
caracteristicile exacte. Un lucru care i-a speriat pe toți a fost că era tăcut ca un mormânt, în timp ce plutea deasupra lor. Un disc cu aspect ciudat și niciun zgomot, înfricoșător. După câteva minute, nava a început să bâzie din nou, s-a rotit și pur și simplu a plecat cu o viteză incredibilă. Stadionul Artemio Franchi, Florența, Italia, 1954. Este bine cunoscut faptul că toată lumea iubește fotbalul, dar și extratereștrii par să fie la fel de interesați. Se pare că pentru că odată au venit pe pământ să vadă un meci. Așa este. Pe 27 octombrie 1954, o mulțime de aproximativ 10.000 de oameni s-au adunat să urmărească un meci de fotbal. Dintr-o dată, stadionul a fost inundat de lumini orbitoare venite de la un OZN. În timpul meciului, un vuiet s-a auzit din public, însă spectatorii nu urmăreau meciul, ci priveau în sus, la un obiect strălucitor plutind pe cer. Mulți martori oculari spun că părea un ou mișcându-se încet spre cer. Roa, Africa, 1994. Atenție! Următoarea oră este despre extraterestri. Ora de studiu cu extraterestri, cineva interesat. Aproape că s-a întâmplat în Roa, Africa, în 1994. Copiii de la școală IRL au văzut 3 sfere strălucitoare plutind pe cer. Întrebați despre extraterestri, copiii au spus că aceștia i-au privit în ochi și le-au comunicat despre starea lumii. Le-au întrebat ce fac oamenii pe planetă și despre distrugerile pe care le cauzează. Chicago O'Hare, 2006, 7 noiembrie 2006, mai mulți angajați și călătorii de la aeroportul Chicago au văzut un obiect metalic ciudat în formă de farfurie pe cer. Martorii au descris obiectul ca fiind extrem de tăcut, cu un diametru între 2 și 7 metri, de culoare gri închis. Au văzut nava în formă de disc plutind deasupra aeroportului și erau siguri că nu era un nor. Obiectul a zburat prin cer cu o viteză mare, lăsând o gaură albastră clară în stratul de nori. Se pare că gaura s-a închis puțin mai târziu, probabil căutând un loc decent de aterizare. Cu toate acestea, Administrația Federală a Aviației a refuzat să investigheze incidentul, deoarece OZN-ul nu a fost văzut pe radar. Au numit-o un fenomen meteorologic, real sau nu? Spuneți-ne ce credeți în comentarii și lăsați-ne să vedem părerile voastre. După alte observații pe care le cunoașteți și nu uitați să vă abonați la canalul nostru, pentru că în știință avem încredere.